bineînțeles, toate acestea le facem tocmai ca peste 4 ani, toți cei care vedeți aici, să spună același lucru care spune și astăzi cătărie cu convingere și cu sinceritate, că ne-am ținut de cuvânt față de vorbare. Pentru că eu cred că diferența între noi și alții, fără a face nominalizări, între echipa PSD-ului care o aveți aici și ceilalți, este că tocmai că ne-am ținut de cuvânt. Pe diferite persoane și pe diferite obiective. Sunt puține lucruri sau puține obiective acolo unde PSD-ul n-a reușit să ducă lucrurile până la capăt. Dar sunt obiective importante din infrastructură în județ pe care PSD-ul le-a inițiat, le-a finalizat sau sunt în curs de implementare. Cam atât am avut de spus. Cum guvernează ceilalți care, inclusiv astăzi, mai sunt